Suntem alături de Adrian Embersbach, mijlocașul nostru de 16 ani, component al echipei Rapid Under 17. Salut, Adrian! Salut! Ne bucurăm să te avem aici. Ești primul dintr-o serie de interviuri pe care vrem să le facem cu juniorii noștri, cu viitoarele legende, sperăm noi, așa le zicem. Tu ai o poveste foarte interesantă, a mai apărut undeva prin presă povestea ta, dar aș vrea să ne-o spui și tu. Primul rând, te-ai născut în Cipru. Da, în Pafos. În Pafos. Apoi spune-ne unde te-a dus drumul și, de fapt, întâi spune-ne când te-ai apucat de fotbal. Am apucat de fotbal la 9 ani, în Egipt, la un club mic acolo, la o academie. Și după mă... Dar cum ai ajuns în Egipt? Că a lucrat tata e inginer. Și a lucrat în Cipru, după a lucrat în România, câteva ani, 2 ani, după în Arabia Saudită, după în Abu Dhabi și după în Egipt. Și jucam rugby înainte și nu-mi plăcea să joc fotbal, dar când am venit în Egipt, n-am găsit un club de rugby, de-aia am început să joc fotbal. Tu, neavând un fizic așa de rugbyist. Da. Păi și eram pe bandă, viteză, da. Și apoi ai ajuns în Egipt. Cât timp ai stat în Egipt? Am stat 3 ani în Egipt. După am jucat la PSG Academy în Egipt și după am făcut un turneu în Franța și am stat 3 luni cu echipa Paris Saint-Germain acolo în Franța și după s-au mutat părinții mei în Turkmenistan, unde am jucat eu acolo un an, într-un club Altin Touch, un club de primă ligă. Mm-hmm. Și după Turkmenistan am venit în România și acum joc la Rapid. Deci la Paris ai stat 3 luni, da, și ai plecat pentru că tatăl tău s-a mutat. Și eram prea mic să rămâi singur. Dar cum ți s-a părut experiența de la Paris? Altceva. Ce condiții sunt acolo? Păi sunt condiții bune, dar eram mic și... Dar tu te-ai impus așa, în echipă? Da. Crezi că dacă ai mai fi stat în Franța... Nu știu, nu putem să zicem așa, dar da. Și cum ai ajuns la Rapid? Dintre cluburile din România, ai ajuns în București? Da, am ajuns cum ai ales în Rapidul? București și am jucat la școală. Fotbal la școală și a venit un colegiu meu vechi de la Rapid, Stere Bogdan. Uh-huh. Care și el a fost în Franța, la Marseille, parcă, nu? A fost și el în Franța și el mi-a zis că ești un jucător foarte bun, talentat și de ce nu joci la un club? Și eu am zis că nu știu cum, nu știu română și mi-a zis că stai liniștit, că o să rezolvă și mi-a zis că o să am probe la Rapid și am făcut probe și acum joc la Rapid. Și ai fost acceptat. Da, și ai venit și împreună cu fratele tău, nu? Nu, fratele meu a venit după 6 luni, da. Fiind mai mic fratele tău. Da. De el s-a lăsat de fotbal? Nu, s-a lăsat. Acum se antrenează cu echipa Al Nassr, dar nu poate să joace meciurile, că nu e din Arabia, dar se antrenează. El câți ani are? Are 15 ani. 15 ani. Da. La Nassr, echipa lui Ronaldo? Ronaldo, da. Se antrenează, păi are meciurile amicalele. Și părinții tăi unde sunt acum? În Arabia Saudită, acolo. Da? Și Riyad. Tu cu cine? Aici stau cu două colegi de la fotbal, cu Oprișan Ianis și Albert Cuculescu. Și ți-e greu fără părinți? Adică... E greu, dar m-am obișnuit. Adică preferi să te concentrezi pe fotbal? Da. Să nu te mai muți. Da. Îți place România? Ce îți place cel mai mult la București, de exemplu? Oraș. Adică tu ai fost prin foarte multe țări. Da. Cât de mult te-a dezvoltat pe tine tot amestecul ăsta cultural? Ai fost în Egipt, ai fost în Arabia Saudită. Da, experiență și văd nu știu cum să o zic, dar... Limba, tu câți ani ai petrecut în România din... 2 ani aproape. 2 ani. Da. Vorbești foarte bine română. Zim de Rapid, acum să revenim la Rapid. Uh-huh. Ești under 17, antrenat de Tavi Ghihaia. Zim
care a fost cel mai important sfat pe care ți l-a dat Tavi? Să am încredere mereu în mine. Sunt un mijlocaș mic, dar mi-a zis că am valoare multă și trebuie să mereu să mă concentrez, să am încredere în mine și o să ajung fotbalist mare. Tu ai încredere că poți să faci pasul ăsta de la Rapid, să ajungi am în încredere, fotbal? Da, am încredere în mine. Mm-hmm. Și o să vedem. Tu care crezi că e principala ta calitate? Păi sunt tehnic, am viteză, sunt mic, dar agresiv. Am văzut câteva meciuri, suporterii noștri poate să vadă pe canalele noastre de social media meciurile juniorilor, le-am văzut. Ai început accidentat, nu? În acest da, sezon. Am început primele meciuri. Da. Ai jucat 13 meciuri, mi se pare? Da, am jucat primele 6, nu mai știu cât, la bancă, n-am început, dar după am avut încredere în mine, am lucrat, muncă și am luat loc în primele 11. Cum te-ai acomodat cu colegii? Ei cum te-au primit, fiind din exterior, din altă țară? La început era greu, dar acum mă simt ca o familie, e familia mea. Care este cel mai bun prieten al tău din lor? Rapid, Dan Șucu sau David Ciocan? Nu, deci nu dintre colegii tăi de cameră. Ba da, cam așa, că ei sunt ca frații mei. Da? Da. Altă tare. Zi-mi, cum ai ajuns tu la Turkmenistan? Mama mea e din Turkmenistan și nu știu cum a vorbit cu era antrenorul meu vechi din Turkmenistan, a zis că l-a sunat federație și că a vrut să mă ia la echipă națională, că joc în Europa, în România și că acolo n-au jucători din altă țară. Eu și încă un jucător de la FC Rostov și nu știu cum m-a chemat, da, la... Și cum ți s-a părut când ai primit convocarea de la Turkmenistan, o țară foarte îndepărtată? Eram surprins, nu mă așteptam la asta, dar sunt bucuros că am jucat pentru țara lui mama mea și țara mea. Știu că ai jucat și foarte multe meciuri într-un timp scurt. Ai jucat vreo 6 meciuri, nu? Amicale. Da, 6 meciuri, 2 amicale și 4 oficiale, da. Cum? Bănuiesc că e o altă cultură acolo față de ce știm noi în Europa și față de unde ai fost, în Egipt sau Cipru. La început nu știam cum să joc cu ei, că era diferit, dar... Te-a adaptat ce limbă vorbeai cu ei? Rusă. Știi rusă? Da, bine? Știu rusă. Da? Știu rusă bine și... Vorbea ăștia în turcmen, limbă oficială, prima limbă, și înțeleg un pic, dar vorbeam mai mult în rusă cu ei. Deci te-ai acomodat? Da, păi la început era pentru ei un pic din, cum să vă zic, un francez, turcmen, la noi era pentru ei un șoc. Dar... Și ai jucat și titular. Da, am jucat primul meci am jucat o repriză, că era primul meciul meu pentru Naționala Turkmenistan cu Bakhtiakor, echipa din Panul, da. Cea mai bună, da. Și după, da, am jucat titular toate meciurile. Mm-hmm. Dar era greu. În 9 zile cred că am jucat 6 meciurile. Da. Ai vreo amintire specială din tot periplul ăsta al tău prin toată lumea? E ceva așa mai special ce ți-a rămas în minte legat de fotbal, nu știu, de cultura lor, de fotbal? Ce te-a Când te-a am fost convocat pentru echipa națională, era ceva special pentru mine. Și am înțeles că acum, dacă ar fi să alegi între România și Turkmenistan, o să aleg Turkmenistan, că e țara lui mama mea și vreau să-l, cum să vă zic, să mă fac fericită și pentru mine e un onor. Care e nivelul acolo? Nivelul comparativ, nu știu, cu România. Nu cred că e acest nivel, dar e un nivel bun, nu e slab. Jucătorii buni individual. Da. Cum ți se pare ție campionatul
Rapid joacă în Liga Elitelor la Under 17. Tu ai jucat Under cu la Under 16, tot la Liga Elitelor. Da, dar în play-out. Acum suntem în play-off și mai greu. Cum ți se pare că joci în fiecare săptămână cu o echipă bună? Da. Păi e greu, e competiția mare și pentru noi e ceva special să jucăm cu echipele mari. Deci e un avantaj că poți să te dezvolți mai ușor, având da. Mereu meciuri tari. Da. Tu așa ca persoană, cum te-ai caracteriza? Inteligent, sunt generos, bun, da. Ce faci tu în timpul liber? Care sunt hobby-urile tale? Ce îți place să faci? Hobby-urile mele? Păi fotbal, numai fotbal. Joc fotbal la antrenamente, vin acasă, joc FIFA cu colegii mei de cameră, mă antrenez singur și fac temele pentru școală. Nu am timp, că sunt la liceu privat și încep la 7. La ce liceu ești? Liceu francez, Ana de Noel. Mm-hmm. Încep la 7:30, termin la 3:30 în fiecare zi, mă duc la antrenament. Cum faci față cu școala și cu fotbalul? E greu, dar m-am obișnuit și încerc să fiu bun la școală și la fotbal. Cât de importantă este pentru tine școala? Sunt jucători care la un moment dat se concentrează doar pe fotbal, renunță la școală, da. Însă bănuiesc că nu ești unul dintre ei. Nu, adică... Eu vreau să mă concentrez doar la fotbal, dar e important pentru mine școală, că dacă nu reușesc, dacă am o, cum să vă zic, accidentare, pot să termin fotbal în orice moment. Și școala e importantă pentru mine că mă... Te dezvoltă. Da, mă dezvoltă și mă dă chestii care mă ajută și în timpul de meci, gen să fiu inteligent și... Care e materia ta preferată? Materia mea preferată, engleză. Matematică, dar matematică e greu pentru mine, dar îmi place de materie ăștia, da. Ce facultate ai vrea să urmezi? Nu știu, vedem. Te-ai gândit da. Încă, nu? Ce clasă ești? Clasa 11. Clasa 11. Da. Zi-mi care e jucătorul tău preferat. Jucătorul meu preferat, Neymar. Neymar? Da. Și de la Rapid, cine îți place? De la Rapid, Andrei Ioniță. Alexandru Ioniță, jucătorul, nu antrenorul da, tău. Da. Și antrenorul meu. Știi că și el a fost un mare jucător al nostru, nu? Da, și îmi place de Jason Papo, că e și el francez. Și... Ai vorbit cu el? Ai apucat să vorbești cu el? Da, am vorbit cu el, franceză, și ne înțelegem bine. Care e cel mai mare vis al tău? Visul meu? Să ajung fotbalist mare, cunoscut, să am bani mult, să... Da. Să fii părinții mei fericit. Dar cât de des? Vorbești în fiecare zi cu părinții tăi? Vorbesc în fiecare zi cu tată, da, și cu mama, dar mama e mereu... Are treabă, dar cu tată vorbesc în fiecare zi. Îți dă sfaturi legate de fotbal? Da, în fiecare zi. El e microbist, nu? Adică bănuiesc că faptul că și-a dat ambii copii la fotbal, înseamnă că și el e pasionat. Da, mă simt, chiar dacă e în Arabia Saudită, simt că e cu mine în fiecare zi. Că vorbim împreună și îmi zice ce să fac, cum să fac, da. Bănuiesc că vii la meciurile Rapidului, acest stadion din spatele tău. Spune-ne, cum trăiești tu meciurile primei echipe? E atmosferă foarte bună, mie îmi place să... Te motivează să dai mai mult? Da, să dau mai mult, și tu să aici? Ajung și eu aici, da. Ce crezi că ți-ar trebui să mai îmbunătățești ca să ajungi cât mai repede la prima echipă? Păi fizicul meu, sunt jucător mic și trebuie să fiu mai mare și mai puternic, să am mai mult încredere în mine și
Cum ai caracterizat tu într-un singur cuvânt atmosfera de pe Giulești, de la meciuri? Cum să zic, formidabil, excelentă. Acum, la final, te rog să te uiți în cameră și să transmiți un mesaj suportelor rapidiști. Sunteți cei mai tari, vă iubesc mult, hai Rapid!